Salutare prieteni, astăzi ne ocupăm de un Whirlpool FL5042-400. Mașina este undeva producție 2001-2002, modele foarte reușite. După cum știți, modelul acesta are programator mecanic. Ce problemă a avut aceasta? Programatorul mecanic s-a blocat din cauza plasticului care comandă apa să vină în mașină. Tot aș cerut să fac o filmare cu modelul acesta de mașină. Am zis că se potrivește perfect. Această mașină are 400 de durații, spală foarte bine pentru că pe vremuri nu erau normele astea de A+, A++, AAA+, C și D. Automat aceste norme sunt din cauza faptului că mașina spală cu foarte puțină apă și programe foarte scurte de 15 minute. De acolo și aceste clase de A+, A++, A. Modele simple, 3 butoane, 2 de comandă a programelor, primul pornit oprit, al doilea buton să ia jumătate de apă și al treilea buton să rămână cu apă înăuntru. Și după cum vedeți aici, are butonul de temperatură unde are termostatul, 40, 30, 40, 50, 60, 70 și 95 de grade. Mașina are 6 programe plus încă 4 sau 5 programe. Da, 5 programe până la E, E-ul fiind doar evacuarea. Îl vom pune imediat. Acum mai lăsăm să meargă încă 30 de secunde, 20 de secunde. Mașina a început să încălzească, deoarece noi am pus-o la temperatură 30 de grade. Păi suficient. Așa, și acum ca să evacueze apa avem 3 opțiuni. Ori B, ori D, ori E. B-ul este centrifugare la turație maximă, D-ul undeva la 200-250 de RPM, iar E-ul este doar evacuare. Noi o vom pune pe B pentru stoarcere. Am oprit-o. Să vedem dacă am trecut. Nu, n-am trecut. Ce bine ar fi dacă și în ziua de astăzi cei de la Whirlpool ar face mașini la fel de rezistente și de o calitate așa de bună. Din păcate nu mai fac mașini așa de bune pentru că societate de consum și asta se vrea. Mașina a evacuat apa și ea va începe să stoarcă. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi faină!